Așa, încet. Bravo. Bravo. Udăm mâna. Primul clinuț. Iese? Da. Iese ușor. Nu, las jos. Așa, bravo. Bun. Să-i dăm drumul. Este? Da. O să meargă. Să fim aproape de, să aibă firul întins ca să lansăm din nou, da? Așa. Bine, uhu, bun, bun. Lasă-o să meargă. Lasă-o să meargă. Nu-i place, vezi, e curentul mai rapid acolo, observ. Mai... Da, da, trebuie mai îndreptă un pic. Nu ne grăbim, da? Uhu. Este, uhu. Forțăm, un metru de fir, trage un metru. Bravo. Asta e mai mare ca toți până acum. Bun. Nu e mai, da. E mai mare. Deci înseamnă că când sunt din ce în ce mai mari, înseamnă că faci ceva bine, nu? Bravo. Hop, încet. E ceva cu gândacul ăsta, este? Are ce, are el ceva. Nu, e bărbat afară. Bun, oho, bun. Este, oho. Bă, băiete, te-ai pus pe ei, ăsta e și mai mare. Că-ți face în tine? Da? Vezi ce culoare tare? Nu, cu abicea roșie. În spate. Este. Nu te mai uita la mână, da? Nu are rost să te uiți la mână. Te uiți la pește, cum se duce. Da? Bine, mă băie. Crezi că ai prins destui? Sau mergem acasă? E de penseta?
Nu. Another one. Mititel, dar sunt acolo, grădiniță. Da? Nu e nimic, lasă după el. Lasă după el. Salutare, prieteni! Sper că v-a plăcut partida de astăzi. Apa a fost cristal, peștii au fost acolo, chiar au mâncat, chiar au răspuns cum trebuie. Din păcate, undeva pe la ora 11:30-12 a început vântul să bată ceva mai tare, și anume 15 km pe oră, după care a început să crească intensitate, de a ajuns undeva la 28 de km. Deci dacă nu poți să pescuiești la fly, nici la spin nu poți să faci același lucru. Dar ideea e că a fost frumos, am pescuit împreună cu Marius, a fost prima lui partidă de pescuit la fly, dar aș vrea să aud din partea lui câteva impresii. Ia zi, Marius, cum ți s-a părut? Ceva total diferit, excepțional, un lucru pe care ar trebui să-l încerce toată lumea măcar o dată. Dacă ești pescar, pune mâna și pe om. Pe un băț de fly, pentru că e ceva total diferit față de orice alt film, tip de pescuit. Cum ți s-au părut atacurile? Cum ți s-a părut echipamentul? Cum ți s-a părut, dacă vrei, cum să spuneți, cantitatea de echipament cărată, ca să spun așa? Deci este un vis, din punctul ăsta de vedere. Ai doar ce ai strictul necesar, nu ai nevoie de 7000 de chestii după tine. Exact. Ești mobil, te poți muta, nu ești legat de un singur loc, de un scaun, de o găleată, de ceva. Pur și simplu este pescuit combinat cu explorare. Te muci tot timpul. Trebuie să te muți. Ca o vânătoare. Și-l cauți. Da, ca o vânătoare. Și-l cauți. Îți dă cu adevărat posibilitatea să cauți peștele. Ia zi-mi cu atacurile. Cum? E ceva nou. Da, e ceva nou, pentru că una este să aștepți la un atac la nivelul fundului și una e să vină la suprafață. E cu totul altceva, e o altă senzație. Plus că ai prins doi pești. Da, surprinzător, adică fiind prima dată când mergi la un nou stil de pescuit, de obicei e lampă. Dar nu a fost lampă. Corect. Am obosit, a trebuit să ieșim pe mal. Am nu mai putut. Bă, una peste alta a fost frumos, mă bucur că ți-a plăcut. Cum a spus și Marius, încercați măcar o dată. Nu este un pescuit greu, asta trebuie să le spui tu. Da, nu. În momentul în care ai pe cineva care pune mâna cu tine pe băț și îți arată ce trebuie să faci și cum trebuie să faci, tot devine de un milion de ori mai ușor. Așa este. Dar cel mai important, prieteni, nu uitați. Chiar ce-am zis e soluția.